luați locurile. Dacă ne-am așezat cu toții și avem un pic așa de răgaz sufletesc, o să rugăm pe părintele să binecuvinteze această întâlnire, nu? Nu. M-am stabilit cu părintele că după ce se depune jurământul, ca să fie binecuvântarea final noului consiliu. Okay. Am înțeles că aici s-a conceput un alt format și atunci o să vă rog să ne ridicăm cu toții picioare pentru ascultarea imnului național. Vă rog să luați loc. Eu sunt Sorina Ilene, sunt prefectul județului Bacău și suntem astăzi aici în baza ordinului prefectului numărul 368 din 26 octombrie 2020, prin care s-a convocat ședința de constituire a Consiliului Local de la orașul Slănic, Moldova.
După cum știți, prin ordinul prefectului 225 din 14 iulie a acestui an a fost arondat un număr de 15 consilieri pentru această localitate. Și, în consecință, o să vă rog pe doamna secretar să facă prezența în așa fel încât să vedem dacă avem cuvorumul necesar pentru continuarea ședinței de astăzi. Deci, domnii consilieri locali care au fost validați de către judecătoria Onești în urma alegerilor desfășurate la data de 27 septembrie 2020 sunt domnul Ainoae Pompiliu, în ordine alfabetică, fac prezență. Domnul Ainoae Pompiliu, vă rog să spuneți prezent. Doamna botezată Alina Gabriela. Prezent. Doamna Buțean Daniela Lenuța. Prezent. Domnul Catan Alexandru Dominic. Prezent. Domnul Catrințașu Sergiu Florinel. Prezent. Domnul Ceancău Alexandru Tarciziu. Prezent. Domnul Ciobanu Viorel. Prezent. Domnul Meșterca Sergiu. Prezent. Domnul Mocanu Liviu. Prezent. Domnul Moraru Benone. Prezent. Domnul Moraru Gabriel. Prezent. Doamna Suditu Suzana Iuliana. Prezent. Domnul Țaină Marian. Prezent. Da, deci este întâlnită condiția prezenței majorității consilierilor locali în funcție. Mulțumesc, doamna secretar. Dacă tot suntem la capitolul prezență, o să îmi permit cu îngăduința dumneavoastră să salut și eu prezența în sală a mai multor personalități. Începem, așa cum este normal, cu Parlamentul României și atunci o să îmi permit să salut pe domnul senator Viorel Ilie. În curând o să ajungă și domnul senator Daniel Felechiu, după aceea trecem la Camera Deputaților și începem în ordine alfabetică. Începem cu doamna Elena Hărătău, doamna deputat. După aceea doamna deputată Dorița Lungu. Și bineînțeles domnul deputat Ionel Pallăr. Pe urmă, trecem, așa cum este normal, la partea executivă și îmi permis să salut prezența în sală alături de noi a domnului primar Viorel Miron, care este și președintele filialei județene a Partidului Național Liberal, după aceea primarul orașului Dărmănești, domnul Toma Constantin. Așa cum este normal, trebuie să ne uităm și spre capitala județului sau, mă rog, municipiul reședință de județ și atunci dați-mi voie să vi-l prezint pe domnul Miroșeanu Alexandru, unul dintre mentorii mei, viceprimarul municipiului Bacău, dar mai mult decât atât, înainte de acest, să spunem, pas în carieră, a fost prefectul județului, așa cum vreau să-l aplaudați. De asemenea, vreau să salut prezența alături de noi a doamnei primar Adriana Ienache de la Mănăstirea Cașin și a domnului primar Claudiu Petrișor de la UITUS, care trebuie să apară. Și bineînțeles, acum trecem la partea culturală, care este ceea ce ne-a dus pe noi aici și o să îmi permit să îl prezint pe domnul profesor universitar Radu Ababei, cel care are întotdeauna responsabilitate pentru ceea ce se întâmplă cu intelectualii acestui județ, dar în același timp este și directorul Direcției Județene de Sport și Tineret, după aceea domnul profesor Adrian Cotărleț și, bineînțeles, doamna profesor, inspector școlar, general, adjunct, doamna Camelia Stamate. Acestea fiind spuse, o să trecem la tot ceea ce înseamnă ședința de astăzi. Avem două puncte pe ordinea de zi. Primul dintre ele se referă la depunerea jurământului de către consilierii locali ale căror mandate au fost validate, așa cum a spus doamna secretar, iar după aceea o să trecem la depunerea jurământului de către domnul primar în fața Consiliului nou constituit. În acest sens, o să rog pe doamna secretar să-i nominalizeze pe cel mai în vârstă dintre consilieri, domnul Mocanu Liviu. Domnul Mocanu Liviu. Și cei doi mai tineri dintre consilieri. Doamna botezată Gabriela Alina și domnul Meșterca Sergiu. Mulțumim. Ei sunt alături de noi și o să ne ajute pe parcursul desfășurării ședinței de astăzi. O să rog pe domnul consilier să-mi dea voie să continui eu ședința. Vă mulțumesc.
Acestea fiind spuse, ne apropiem cu pași repezi de momentul solemn al depunerii jurământului de către consilierii locali, dar nu înainte de a da citire încheierii instanței prin care au fost validate mandatele acestora. Este vorba de încheierea numărul 1974, dată de către judecătoria Onești, la data de 22 octombrie 2020. Președintele de ședință a fost doamna judecător Amalia Lazar. Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind pretentul biroul electoral de circunscripție numărul 7 Sălnic-Moldova, având ca obiect validarea mandatului de consilier. Procedura este legal îndeplinită, cauza judecându-se fără citarea părților. De asemenea, în temeiul articolului 238 codul de procedură civilă, se estimează o durată a cercetării procesului de un termen. Potrivit articolului 255 codul de procedură civilă, instanța constată că proba conscrisă este admisibilă și poate duce la soluționarea procesului în temeiul articolului 258 din codul de procedură civilă, încuvințează această probă pentru petent și proba conscrisă administrată din oficiu. Conform articolului 244 aliniatul 1 codul de procedură civilă, instanța declară terminată cercetarea procesului și în temeiul articolului 394 codul de procedură civilă declară dezbatere închise și reține cauza în pronunțare. În urma deliberării, instanța, în numele legii, dispune: validează mandatele următorilor consilieri locali aleși pentru Consiliul Local al orașului Sălnic-Moldova din județul Bacău. Catană Alexandru Dominic, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Ciobanu Viorel, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Botezatu Alina Gabriela, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Mocanu Liviu, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Taină Marian, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Catrințașu Sergiu Florinel, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Meșter Casergiu, candidat pe listele Partidului Național Liberal. Moraru Benon, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Ceangău Alexandru Tarciziu, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Vățan Daniela Lenuța, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Aieonae Pompidu, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Studitul Suzana Iuliana, candidat pe listele Partidului Social Democrat. Moraru Gabriel, candidat pe listele Partidului Mișcarea Populară. Invalidează mandatul de consilier local al numitului Baciu Gheorghe, candidat pe lista Partidului Național Liberal, pentru neîndeplinirea condițiilor de validare. Invalidează mandatul de consilier local al numitei Ignat Ana Elisabeta, candidat pe lista Partidului Social Democrat, ca urmare a renunțării la mandat. Prezenta se va comunica de îndată prefectului și secretarului general al Unității Administrative Teritoriale Sălnic Moldova, acesta din urmă având obligația de comunicare potrivit articolului 114 aliniatul 5 din codul administrativ. Prezenta încheiere este comunicată de îndată și consilierilor locali declarați aleși, ale căror mandate au fost invalidate, respectiv numiților Baciu Gheorghe și Ignat Ana Elisabeta, cu drept de apel în 3 zile de la comunicare pentru persoanele interesate. În caz de exercitarea căii de atac, cercetarea cererea de apel se va depune la judecătoria Onești sub sancțiunea nulității. Dată în Camera de Consiliu și pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților de către grefa instanței, astăzi 22 octombrie 2020. Întrucât suntem astăzi în data de 31 octombrie și nu a fost niciun fel de contestare a acestei hotărâri, a rămas definitivă, prin urmare, domnii consilieri pot depune jurământul. În acest sens, o să fie invitați la pupitru, acolo vor da citire formulei de jurământ cu mâna dreaptă pe Biblie și pe Constituție și pot opta pentru două variante de depunere a jurământului. Fie cu formula religioasă, care constă în rostirea sintagmei așa să ne ajute Dumnezeu, fie fără formula religioasă, caz în care jurământul se va depune doar cu mâna pe Constituție. După depunerea jurământului, consilierii vor semna două exemplare ale jurământului. Un exemplar le va reveni dumnealor, iar cel de-al doilea exemplar va fi în mâna doamnei secretar general, care îl va depune la dosarul de constituire a Consiliului Local.
O să vă rog să ne ridicăm în picioare, pentru că urmează momentul solemn al depunerii jurământului. Doamna secretar va da citire în ordine alfabetică consilierilor care se vor prezenta să depună jurământul și toată lumea o să ne uităm către public. Vă rog. Domnul consilier, ai mai continuă. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorului orașului Slănic Moldova, așa să-mi ajute Dumnezeu. O să rugăm pe domnul consilier să ia un pix cu primăria Slănic Moldova și să-l păstreze. Doamna consilier, botezat doamna Gabriela. Constituția voastră, e bine. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Buțan Daniela Lenuța. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Catan Alexandru Dominic să pregătește domnul Calentașul Sergiu Bulorinel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Catințașu Sergiu Clărina se pregătește domnul Ciangău Alexandru Tarcițu. Pixul e cadou. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul Ciangău Alexandru Tarcisiu se pregătește domnul Ciobanu Viorel. Jur să respect Constituția și legile țării. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Ciobanu Viorel se pregătește domnul meșter Caselge. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Meșter Caselge se pregătește domnul consilier Mohan Liviu.
jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa se naște Dumnezeu. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Moraru Benone, se pregătește domnul consilier Moraru Gabriel. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Moraru Gabriel, se pregătește doamna Suzitu Suzana Iuliana. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Doamna Suzitu Suzana Iuliana, se pregătește domnul Taina Marian. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Domnul consilier Țaină Maria. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în putere și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Slănic Moldova, așa să-mi ajute Dumnezeu. Să păstrez. Mulțumesc, doamna secretar. Atunci, în conformitate cu prevederile articolului 118 alineatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din anul 2019 privind codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare, pentru că numărul consilierilor care au depus jurământul este mai mare decât primul număr natural, strict mai mare decât jumătate din numărul consilierilor arândați pentru orașul Slănic Moldova, declar constituit Consiliul Local al orașului Slănic Moldova. În următoarele 3 zile, prefectul va emite un ordin prin care va consfinți alegerea în condiții de legalitate, constituirea în condiții de legalitate a acestui Consiliu. Doamnelor, domnilor, bucurați-vă, aveți un nou Consiliu Local la orașul Slănic Moldova. Felicitări! Vă rog să luați loc. În continuare, o să dau încheierii judecătoriei Onești, numărul 1897, din 15 octombrie anul 2020. Președintele de ședință a fost doamna judecător Amalia Lazar. Pe rol se află soluționarea cauzei civile privind repetentul biroul electoral de circunscripție numărul 7 din orașul Slănic Moldova, având ca obiect validare primară. La apelul nominal făcut în ședința din Camera de Consiliu a lipsit petentul.
Procedura este legală îndeplinită, cauza judecându-se fără citarea părților. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care instanța constantă că este competentă material și teritorial să judece prezenta cauză, care se judecă fără citarea părților, conform articolului 149 din Codul Administrativ și articolul 532 aliniatul 1, teza a doua din Codul de Procedură Civilă. Instanța ia act că a fost depusă la dosar de către PTM. Procese verbale privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatelor alegerilor și atribuirea mandatului de primar, copia cărții de identitate, fișa de cazier și toate celelalte documente necesare. Iar apoi, în temeiul articolului 394 din Codul de Procedură Civilă, declară dezbatere închise și reține cauza în pronunțare. În urma deliberării, instanța dispune în numele legii. Admite sesizarea formulată de biroul electoral de circunscripție numărul 7 al orașului Sănii Moldova, județul Bacău. În baza articolului 149, aliniatul 1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului numărul 57 din anul 2019, validează mandatul pentru funcția de primar al orașului Sănii Moldova, județul Bacău, obținut de domnul Baciu Gheorghe, candidatul Partidului Național Liberal. Încheierea se comunică de îndată prefectului și secretarului general al Unității Administrative Teritoriale Sănii Moldova, județul Bacău, pentru aducerea la cunoștința publică prin afișare în termen de cel mult 24 de ore de la comunicare. Cu drept de apel pentru cei interesați, în termen de 2 zile de la aducerea la cunoștința publică, cererea și motivele de apel depunându-se la judecătoria unești sub sancțiunea nulității. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței, conform articolului 396, aliniatul 2, din Codul de Procedură Civilă, azi, data de 15 octombrie 2020. Din nou, suntem în data de 31 octombrie și, întrucât nu a fost făcută niciun fel de contestație cu privire la această prevedere, înseamnă că această încheiere a rămas definitivă. Prin urmare, îl invităm pe domnul Gheorghe Baciu să depună jurământul cu funcția de primar. Colo în picioare, procedura este exact aceeași ca la jurământul consilierilor locale. Subsemnatul Baciu Gheorghe, primar al orașului Sănic Moldova. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor orașului Sănic Moldova. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Acum, domnul deputat, totuși suntem în timpul lucrurilor ședinței. În continuare, o să o rog pe doamna secretar să reprezinte aleșilor locali care tocmai au depus jurământul, atât consilierul local cât și domnului primar, prevederile legale în materia conflictului de interese și tot ceea ce ține de declarațiile de avere și de interese. Vă rog, doamna secretar. Deci, în materia conflictului de interese și prevederile legale sunt stipulate de legea 169/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare, respectiv de articolul 87, 88 și următoarele, care vor fi emanate. Le-am pregătit și în momentul în care vă transmitem declarațiile, vă transmitem certificatele dovedite ale alegerii, vă vom da și aceste prevederi legale, precum și de codul administrativ, articolul 227 și următoarele. Mulțumim, doamna secretar. Deci, situația este cât se poate declara.
După ce veți primi materiale pe care doamna secretar le-a pregătit, vă rugăm să le studiați cu mare atenție. După aceea, dacă aveți nelămuriri, puteți să o întrebați. La fel, dacă vreți să solicitați detalii suplimentare, puteți face acest lucru fără probleme. Înainte de a continua, o să îmi permit tot așa cu îngăduința dumneavoastră să salut prezența alături de noi și a domnului senator Dragoș Lucian. Mulțumim! Și pentru că, așa cum am convenit la începutul ședinței de astăzi, este important să-l avem alături de noi și pe Dumnezeu, o să rog cu părintele să ne binecuvinteze această întâlnire. Binecuvântate este Dumnezeu nostru totdeauna, acum și purulea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru să ne putoate. Sfinte Cerul, Sfinte Sfântare Tău, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Că Ta este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, Tu ai dat cărbuitorilor noștri de pe pământ puterea de a stăpâni împărăția și rânduiele întocmirilor omenești. Prin lucrarea sfințitoare, măreață și nespusă a Harului Tău, ca prin aceasta să cunoaștem slava și cinstea dată de la tine lor. Și să ne străduim a ne împlini datoriile într-un nimic împotrivindu-ne nevoinții tale de a da Cezarului ce este al Cezarului și Dumnezeu ce este al Dumnezeu. Binecuvintează pe toți care ei rânduit să conducă, încununează cu arma adevărului și a bunei voințe. Veghează asupra capurilor, supunând pe toți vrăjmașilor văzuți și nevăzuți, dăruiește-le lor adâncă și statornică pace și pune în inimile lor gânduri bune pentru Sfânta Ta Biserică și pentru tot poporul Tău, pentru pacea lor, viață panică și netulburată să avem în toată cucernicia și curăția. Dăruiește-le sănătate, bună înțelegere și tărie, ca să poată sluji cu toată dăruirea și responsabilitatea, misiunea încredințată lor. Urmând pilda cea bună a Sfinților Împărați, domnitori și dregători care au slujit cu credincioșie și jertfă fericie țara și biserica, că Tu, Stăpâne al veacurilor, dai fiilor oamenilor stăpânirea asupra celor care se află pe pământ, că nu este adevărată stăpânire în afara celui care vin de la tine, iar cele care sunt de la tine sunt rânduite. Pentru aceasta ne rugăm ție, binecuvintează pe robul tău acesta, Gheorghe, pe care l-ai rânduit să conducă încununează-l cu arma adevărului și a bunei voințe. Veghează asupra capului lui, supunându-i pe toți vrăjmașii văzuți și nevăzuți. Dăruiește adâncă și statornică pace și pune în inima lui gânduri bune pentru poporul român, ca într-o pacea acestui neam, viață panică și netulburată cu tot să avem în toată cucernicia și curăția, că ți este cuvenit toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Binecuvântat fii Dumnezeule, Creatorul Universului, care ai făcut toate lucrările bune și ai dat omului puterea de a le stăpâni, dă-ne harul să folosim purul cu aducere de mulțumire de toate lucrările pe care le-ai rânduit pentru om, să împărțim cu cei săraci darurile tale în iubirea lui Hristos Domnul nostru, care împreună cu tine viețuiește și domnește în toți vecii vecilor.
Domnul să fie cu voi, să vă binecuvânteze, să vă apere și să vă ocrotească atotputernicul și veșnicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Duhul Sfânt. Vă dorim succes, multă sănătate și putere de muncă noului Consiliu și domnului primar. Domnule primar, stimați invitați, sunt aici ca să aduc binecuvântarea lui Dumnezeu și a Bisericii pentru această lucrare pe care o începem acum, de fapt, pe care o continuie domnul Baciu și pe care o dorim să fie benefică, să fie folositoare orașului Slănic Moldova și, spuneam cu altă ocazie, dorim ca Slănicul să ajungă mai ceva decât a fost. Ne aducem aminte că Slănicul a avut medalii de aur, poate așa vom încerca și noi, spre binele locuitorilor noștri și a celor care vin în stațiune. Așa că întotdeauna domnul primar a avut o atitudine de bunătate, de înțelegere, dacă nu și de înțelepciune, pentru că la un moment dat, ceea ce este normal, pentru fiecare a înțeles ca să primească sfaturi, pentru că, așa cum un călugăr a întrebat un monah ce să facă să se mântuiască, și duhovnicul i-a răspuns cu întrebarea să călătorească, așa că domnul primar a manifestat și în continuare dorința aceasta să cunoască, să întrebe și să rezolve problemele pe baza legală. Așa că toți care sunteți aici sunteți cu răspunderi deosebite în cadrul statului nostru și dorim și dumneavoastră să respectați și să faceți aceste lucrări, aceste servicii, dacă le putem numi așa, cu credință, cu dragoste și cu adevăr. Pentru că știm și ne-am convins fiecare că fără Dumnezeu nu se poate. Sfânta Scriptură găsim multe citate, multe exemple, dar la Matei găsim, dacă Dumnezeu nu construiește casa în zădar nemostenit, sau dacă Dumnezeu nu păzește casa în zădar ampăziu. Așa că vă dorim sănătate, an binecuvântat și multe bucurii. Mulțumim! Mulțumim, Sfinților Părinți, pentru cuvintele înălțătoare pe care le-au rostit și pentru, și mai ales pentru rugăciunile pe care le-au înălțat pentru binele locuitorilor din orașul Slănic Moldova. Acum este sfârșitul ședinței de astăzi și suntem la momentul festiv, după ce am depășit momentul solemn al depunerii jurămintelor. Și cu permisiunea dumneavoastră o să vă adresez invitația celor care doresc să rostească câteva cuvinte pentru acest eveniment să o facă. Vă rog. Ok, vă rog, domnul deputat. Are microfonul. Da, puteți să... Sunt dărți. Bună ziua! Vă felicit, domnule primar! Am îndrăznit să mă înscriu mai rapid la cuvânt și o să-mi cer scuze pentru că va trebui să plec un pic mai repede de obicei și dintr-o strategie personală, luăm cuvântul după ce deja era spartă gheața. Dar am ținut neapărat să ajung astăzi aici, datorită faptului că cel puțin ultimii 4 ani de zile, atât pe mine, în calitate de demnitar al statului român, de parlamentar al statului român și pe dumneavoastră, ca și primar al orașului Slănic Moldova, împreună cu fostul Consiliu Local și mi-aș dori și cu viitorul Consiliu Local, am reușit să depășim câteva momente extrem de dificile pentru viața acestei comunități.
Și pentru că politica, așa cum spunea preacucernicul părinte, este binecuvântată de Dumnezeu și să-i dăm cezarului ce este al cezarului, dar trebuie să fie aplicată pentru cetățeni, să discutăm și câteva lucruri extrem de concrete. Fiind al doilea mandat, orice urare de bine de se subînțelege. Nu cred că este cineva astăzi aici care, cel puțin declarativ, să vă ureze altceva decât bine și succes. În schimb, ați fost ales și suntem cu toții aleși și suntem desemnați de reprezentanții poporului român pentru a le reprezenta interesele comunităților locale. Astăzi de dimineață am venit în Slănic Moldova, la 8:30, 9 eram în Slănic Moldova pentru o problemă personală, dar nu de business, ci pentru a rezolva o problemă de sănătate pentru un membru al familiei mele care are dreptul legal să beneficieze de alte servicii. Și din floarea, frumusețea stațiunii balneoclimaterice Slănic Moldova, unde orice cetățean al acestei țări, pentru că scrie frumos acolo la noastră, stațiune balneoclimaterică de interes național. Și astăzi, în Slănic Moldova, avem un singur centru care ține de Ministerul Sănătății pe recuperare, foarte bun, 2, 3, 5, dar lângă acest centru pe care l-am vizitat dimineața este o clădire care este în părăsire și care timp probabil de foarte mult timp a ajuns să fie o ruină. Dacă privești stațiunea Slănic Moldova, doar cei care mai trăiesc cu nostalgie și cunosc această stațiune o doresc să o viziteze. Stațiunea Slănic Moldova, domnule primar, și am să închei, aparține în primul rând locuitorilor orașului Slănic Moldova, în al doilea rând locuitorilor județului Bacău și cel mai important lucru locuitorilor României. Nu vă mai crede nimeni în al doilea mandat, dacă nu veți lua toate măsurile legale, pentru că această stațiune să poată să fie redată celor pentru care a fost construită cu sute de ani înainte. O spun, veți avea mine și probabil și colegii mei, cel mai mare sprijin pentru a schimba lucrurile în bine. Pentru că da, o spun aici, chiar dacă este un moment festiv, e un moment în care în fiecare comunitate trebuie să trezim patriotismul, naționalismul, pragmatismul și dorința de a face bine oamenilor, pentru că România este frumoasă. România este încă bogată. România trebuie să fie în continuare locuită de români și trebuie să o iubim. Mult succes, Doamne ajută și bazați-vă în continuare pe cei care, într-adevăr, doresc bine în aceste comunități. Vă mulțumesc frumos! O să îi dau cuvântul și domnului senator Daniel Fenichiu, care a ajuns tocmai pentru acest moment. Vă rog! Mai simplu, propun ca toată lumea care dorește să ia cuvântul să meargă acolo și din punct de vedere și cu mâna pe Biblie, domnul senator. Și mult mai vizibil pentru cel care vestește. Vă rog. Mulțumesc, domnule prefect, domnilor parlamentari, domnilor consilieri județeni, domnilor consilieri locali, domnule primar. Da, într-adevăr, am venit de la Onești, unde am participat la construirea Consiliului Local Onești și depunerea jurământului. Întrucât plouă, am făcut destul de mult pe traseu, dar mi-am dorit să vin aici pentru că, întâmplător sau mai puțin întâmplător, ca să fiu riguros, cunosc eforturile care le-ați făcut în primul dumneavoastră mandat pentru a redresa situația din Slănic Moldova. M-ați căutat de câteva ori la București, în legătură cu niște demersuri pe care le făceați ca să identificați soluții financiare, ca să scăpați de datoria pe care ați preluat-o, nu știu dacă rețin bine, parcă era 22 de milioane, așa rețin, nu știu dacă e rigoros exact sau nu. Și știu că, inclusiv din ricoșee laterale, știu că mare parte din măsurile dumneavoastră care le-ați luat aici, măsuri de austeritate și de reducerea costurilor, au avut un ecou destul de serios în multe zone și în multe
structuri, să spun așa. Îmi amintesc că la un moment dat m-au căutat și la poliția locală în legătură cu ce face Diliu ăla din Slănic, Moldova. De ce desfințează poliția locală? Îmi amintesc că au fost o serie de măsuri care le-a luat în astea, care au fost discutate în diverse cercuri și la București. Una peste alta, n-aș vrea să mă lungesc, că e cât se poate de evident că dacă măsurile care ați luat au reușit să conducă la redresarea situației orașului și cu toate astea oamenii v-au ales, înseamnă că slănicenii sunt oameni care își doresc un anumit tip de rigoare și își doresc să aibă un viitor. Subscriu un parte de la ce a spus Ionel Paller, da, e foarte mult de muncă. Nu subscriu la faptul că veți putea dumneavoastră să le rezolvați, pentru că la clădirile abandonate și la o serie de lucruri care nu prea intră în zona primarului, acolo va fi mai greu să le rezolvați. Dar poate dacă are bani. Dar dacă vă uitați puțin așa în experiența altor primari liberali de succes, și aici sunt obligat să fac o trimitere la Ilie Bolojan, Ilie Bolojan, în momentul când a majorat taxele locale pentru clădirile abandonate sau clădirile neglijate cu 500%, a reușit să rezolve problema în Oradea. Și n-am nicio îndoială că cunoașteți acest lucru. Vă doresc succes în acest mandat. Vă asigur că nu veți putea în 4 ani de zile să faceți din Slănic ce vă doriți, dar vreau să vă spun că puteți face în 8 ani, în 12 ani. Important este ca în fiecare mandat să faceți câte ceva și să se vadă, iar ceea ce faceți să fie făcut cu bună credință, așa cum ați și jurat de altfel în jurământul de credință. N-aș vrea să închei fără să urez succes Consiliului Local, nu pe lângă să dau sfaturi, dar sunt convins că fiecare consilier local își dorește să participe la rândul lui la bunul mers al activităților localității. Sunt convins că odată terminată campania electorală vor putea să colaboreze în interesul slăincenilor cu primarul și cred că Slănicul va trebui ajutat atât de parlamentarii județului, cât și de consilierii județeni, pentru că foarte multe lucruri nu vor putea fi făcute decât în parteneriat cu Consiliul Județean și chiar dacă acolo este o altă majoritate decât cea care ne-am dorit-o, cine știe, poate, având în vedere faptul că va fi cu siguranță o guvernare liberală la București, poate le dă și celor de la Consiliul Județean Bacău Dumnezeu așa o privire mai limpede și puțin mai multă decență. Vă doresc mult succes, domnule primar și domnule consilier. Să invit la microfon pe doamna deputată Dorița Lungu. Bună ziua tuturor! Un moment minunat pentru a mă adresa dumneavoastră astăzi. Mulțumesc, domnule primar, pentru invitație. Încep prin a vă felicita, domnule primar, pentru primul mandat pe care îl încheiați, pentru că a fost un mandat greu. Un mandat aproape de supraviețuire, în care dumneavoastră a trebuit să demonstrați capacități manageriale excelente și nu aveam vreo îndoială că nu le-ați avea. A trebuit să apelați la toată diplomația de care ați dispus pentru a încheia cu bine acest mandat. Faptul că l-ați încheiat cu bine e dovadă că ați primit al doilea mandat. Un mandat care sper eu să fie un mandat binecuvântat. Un mandat în care, împreună cu consilierii locali, să promovați proiecte îndrăsnețe, iar cu cei din primărie să le aplicați și să le duceți la îndeplinire. Trebuie să vă spun că mă bucur foarte tare și dintr-un alt motiv, un motiv pe care nu l-am întâlnit în altă localitate și seniorul și juniorii Consiliului Local sunt membrii Partidului Național Liberal și mă bucur foarte, foarte tare pentru lucrul acesta. Seniorului spun felicitări, iar juniorilor mult succes. E adevărat, Alex Catană, că mă așteptam să fii tu printre juniori, dar ce să-i faci, ai fost depășit. Vă doresc tuturor succes. Și vreau să vă spun că în afara faptului că e un eveniment la care mi-a făcut o deosebită plăcere să vin, vreau să spun că peisajul din Slănic este extraordinar și m-a încărcat foarte, foarte tare. Mult succes tuturor! Vă
rog să vă invit la microfon pe doamna deputată Elena Hărătău. Bună ziua din nou tuturor! Vreau să-mi exprim sentimentul de bucurie pentru faptul că mă aflu aici. Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație. O zi minunată de toamnă, specific anotimpului de toamnă, și așa cum știm, toamna se numără bobocii și culegem roadele. Domnule primar, mă bucur că sunt aici să vă urez succes și să ne bucurăm împreună, pentru că de ani ați oferit o bucurie foarte mare prin câștigarea alegerilor locale. Acestea sunt roadele toamnei pe care dumneavoastră ne le-ați dăruit tuturor. Și iată, astăzi, într-un moment, într-o atmosferă festivă, dumneavoastră ne-ați arătat determinare, implicare, muncă, foarte multă muncă, astfel încât ați obținut atâția consilieri, un număr foarte mare de consilieri. Subscriu cele spuse de colegul meu, domnul Paler, într-adevăr, e o nostalgie și faptul că aici am avea posibilitatea să ne tratăm, să ne aducem părinții, să continuăm anumite procese de recuperare. Aici medicii se pricep mai bine la terminologia respectivă și vreau să subliniez că vă suntem alături, o să fac tot ce pot, atât cât stă în puterea și în priceperea mea, să vă susținem pentru a face din Slănic Moldova să revină numele de perla Moldovei. Vă mulțumesc foarte mult tuturor că mi-ați dat atenție, m-ați ascultat și sperăm să avem succese remarcabile și pe 6 decembrie. Mulțumesc! În continuare, să rog să ne spună câteva cuvinte pe domnul senator Dragoș Chian. Domnule prefect, domnule primar, mulțumesc mult pentru invitație. Este o bucurie pentru mine, pentru noi toți, să fim astăzi alături de dumneavoastră la această frumoasă festivitate de investire. Felicitări și mult succes! Așa cum spunea și colegul nostru Ionel Paler, cred că orice laudațiu din partea noastră este inutil. Realizările dumneavoastră administrative se văd la tot pasul. Și ca să continui în această temă, sunt de acord cu Ionel Paler, vom avea nevoie de investiții, aveți la dispoziție 80 de miliarde de euro. Este un cec în alb acordat României de către Comisia Europeană, un cec ce va trebui completat cu proiecte viabile, alături de Consiliul nostru local de executiv. De asemenea, vreau să urez succes și putere de muncă întregului Consiliu Local, felicitări, și o bună colaborare cu executivul, pentru că doar împreună puteți face lucruri memorabile. Trece pentru o perioadă dificilă, o perioadă de criză, o perioadă de pandemie, de aceea vreau să vă urez tuturor multă sănătate și forță de muncă. Vă mulțumesc mult și succes în continuare! Trecem la categoria executiv. O să rog pe domnul primar de la Dărmânești, Toma, să ne spună și dumneavoastră câteva cuvinte. Dați-mi voie să vă salut pe toți și să-l felicit în mod special pe bunul meu prieten, Gigi Baciu. Ne cunoaștem de mulți ani și, dacă îmi permiți, Gigi, pot să spun că am îmbătrânit împreună. Cred că sunt 20-30 de ani, nu știu de când ne știm, poate chiar mai bine. Sigur că sunt mândru că astăzi particip aici la această festivitate și mă bucur sincer că ai reușit să convingi cetățenii din Slănic pentru a-ți acorda un nou mandat. În politică îmi place să spun că timpul trece mai repede decât în viața reală, mai ales pentru noi primarii. Pentru că dacă nu te miști foarte repede, constați că au trecut cei 4 ani și aproape că nu ai ce arăta la sfârșitul mandatului.
De obicei am constatat că în perioada campaniilor electorale adversarii politici vin cu tot felul de lucruri, de cele mai multe ori neadevărate. Dar dacă în perioada mandatului reușești să demonstrezi și să faci lucruri bune pentru comunitate, vocea lor este aproape neauzită de cei care ne votează. Vă doresc ca să faceți o echipă aici la Zănic Moldova, în jurul primarului și, așa cum le-am spus și eu colegilor de la Dărmănești, să acceptați, domnule primar, orice fel de inițiativă bună din partea colegilor, chiar dacă sunt din opoziție, și orice fel de inițiativă bună din partea cetățenilor din Zănic Moldova, pentru că mințile noastre sunt limitate, noi nu le știm pe toate, dar ascultând inițiativele, poate a unora sau a altora, inițiative bune pentru comunitate, cu siguranță vom reuși să creăm plus valoare. Pentru mine cel mai important sau cel mai importante sunt faptele. Degeaba povestim la sfârșitul mandatelor, dacă nu reușim să arătăm fapte, am pierdut vremea degeaba. Împreună, cred că făcând o echipă la Zălim Moldova, puteți peste 4 ani să schimbați mult, mult mai rapid sensul dezvoltării localității. Și vă mai spun ceva, suntem poate pentru prima dată o forță pe această vale și mă refer la administrațiile liberale. Avem 4 localități urbane cu administrații liberale și vorbesc de Slănic, Dărmănești, Comănești, Mulinești. Haideți să dăm valoare acestei zone, dincolo de acele proiecte punctuale pe care le avem pe localitățile noastre, să avem o gândire strategică regională și să dezvoltăm această zonă. Cu siguranță nu vom mai avea în perioada următoare fabrici sau investiții în, eu știu, în industrie masive, dar turismul trebuie dezvoltat. Ne-am avut la Dărmănești rafineria de la Dărmănești, care a fost coloana vertebrală a localității. Este la pământ. Dacă împreună vom dezvolta turismul, un segment care am văzut, așa cum spunea domnul prefect, că a început să prindă valoare în această zonă, cu siguranță vom reuși să spunem peste 4 ani, dincolo de realizările personale ale noastre și ale Consiliului Local în fiecare localitate și de dezvoltarea acestei regiuni de la Slănic până la Mulinești și poate chiar mai mare. Succes, sănătate să vă dea Dumnezeu, multă seriozitate și de fiecare dată când ajungeți în Consiliul Local să votați, luați cu dumneavoastră și acel exemplar al jurământului pe care l-ați primit astăzi. Și dincolo de acele îndemnuri de multe ori ale unor șefi de partide, care am avut și eu situații de genul ăsta, ne spun: noi respectăm decizia partidului și votăm împotriva, sau mai știu cum. Luați cu dumneavoastră, dragi consilieri, acel exemplar pe care astăzi ați semnat și ați jurat și veți vedea că lucrurile încep să se limpezească cu bani mintea noastră. Succes, multă sănătate! Vă limbiți să ne spună câteva cuvinte și pe domnul Alexandru Mirășanu, care este viceprimarul municipiului Bacău. Domnule primar Gheorghe Baciu, domnilor parlamentari, domnilor primari, doamnelor, domnilor consilieri locali, onorată asistență. Aș vrea în primul rând să felicit pe toți cetățenii orașului Slănic Moldova pentru faptul că au ales continuitatea. Domnul primar Gheorghe Baciu a fost vedeta alegerilor din urmă cu 4 ani, când, în condiții deosebit de dificile, a reușit să învingă un mare baron PSD. Și a urmat un mandat de 4 ani extrem de dificil, cu foarte multe datorii lăsate în urmă de fosta administrație și cu foarte multe proiecte blocate. Cunosc foarte bine activitatea domnului primar, mai ales pe perioada cât am fost prefect, am avut un dialog extrem de eficient. Și mi-aduc aminte cu foarte mare exactitate de toate eforturile pe care domnia sa le-a făcut, în așa fel încât să-și îndeplinească mandatul pe care l-a primit la dumneavoastră cetățenii orașului Slănic Moldova în urmă cu 4 ani. Și sunt convins că împreună cu dumneavoastră în următorul mandat va face mult mai multe lucruri, pentru că în acest moment are și instrumentul fundamental
pe care îl poate folosi, așa anume o guvernare liberală eficientă. Vă doresc mult succes și să vă dea Dumnezeu sănătate, să faceți tot ceea ce v-ați propus. Suntem la categoria profesori universitari și pentru că nu am putut să găsesc alt criteriu al precedenței, o să folosesc pe cel alfabetic, așa că o să rog pe domnul profesor universitar Radu Abalui să-mi spună câteva cuvinte. Abalui. Bună ziua tuturor! Nu o să fac diferențierea după funcție. Vă mulțumesc, domnule prefect, că m-ați luat prin surprindere că nu eram pregătit să vorbesc, dar e teribil de ușor să vorbesc. A fost amenul domnului primar. Mulțumesc. Sigur că antevorbitorii mei vorbeau despre cum arată Stănicu. Eu v-aș ruga doar să încercați niște experiențe. Să încercați experiența de a veni noaptea la Slănic, pentru că veți avea surpriza să vedeți că puteți ajunge de la Târgu Ocna până la Slănic fără să dați faza lungă. V-aș ruga să încercați experiența unei plimbări pe, hai să-i spunem, pe faleza Slănicului și veți avea surpriza să vedeți că nu vă împiedicați de nimic. V-aș ruga să încercați experiența de a vă plimba pe la izvoare și veți avea surpriza să vedeți piatra de Slănic pusă și în zona care este administrată de primărie, să vedeți că lucrurile sunt ok. V-aș ruga să vă plimbați prin parcul de la blocuri, la care stau câteodată să mă gândesc ce Dumnezeu ar mai putea fi pus acolo, că în rest sunt de toate. Și pentru că mi-închipui că mai vorbește cineva după mine, o să mă opresc aici, dar vă rog să mă credeți că Slănicul oferă niște experiențe cu totul și cu totul deosebite și asta mai ales în ultimii 4 ani. Vă mulțumesc! Părinte, domnul profesor universitar Adrian Cotăleț. Domnule primar, domnule prefect, distinsă audiență, este o onoare pentru mine să particip la această întâlnire, cred că și în calitate de medic și de cetățean de onoare al acestui oraș. Eu o să încerc în două fraze să mă refer la ceea ce cred că știu să fac, adică la partea medicală, iar stațiunea Slănic-Moldova trebuie să trăiască prin ceea ce a dovedit timp de 200 de ani. Trebuie să fac un apel și la domnii consilieri și la domnii parlamentari și, bineînțeles, domnul primar. Haideți să facem ceea ce a fost Slănic Moldova și chiar mai mult decât atât. Am început o serie de discuții cu Universitatea de Medicină și Farmacie Grete Popa din Iași, cu Institutul de Balneo Fizioterapie și din București, cu Spitalul de Recuperare din Iași, să vedem dacă la Spitalul Municipal de Urgență Moinești avem o trecere și împreună să găsim cele mai bune soluții, ținând cont doar de interesul acestei stațiuni. Vă felicit și, bineînțeles, vă doresc multă sănătate și succes! Înainte să-i dau cuvântul domnului Viorel Miron, îl invit pe domnul Petru Frățilă să ne spună câteva dintre taifasurile domnului sale. Dați-mi voie să mă adresez întâi doamnei Baciu, pentru că în spatele unui bărbat puternic e o doamnă și mai puternică. Sunt un cetățean liber și știți asta, am învins statul român pe vremea când guverna PSD-ul în 2000, procesul a durat 10 ani, în 2012 la CEDO, pe îngrădirea libertății de exprimare. L-am cunoscut pe domnul Baciu, având și eu principii liberale, nu sunt activist și nu cred că mai am timp să mai fac politică, l-am cunoscut ca un om curajos, a făcut față și unui referendum, lucru care nu s-a întâmplat nici în Moldova, nici în România, ca primar cel puțin, din câte știu. Am ținut să-l felicit pentru că împreună cu domnul Viorel Ilie, cu primarul de Dărmănești, de Moinești,
cu cel de la Târgu Ocna, nu mai știu acum ce mai face domnia sa, am asistat, am participat și am promovat zona prin Montesa și prin ceea ce înseamnă, cum bine spunea domnul primar de Dărmănești, promovarea turistică și domnul Paler în egală măsură, pentru că sunt ieșean, ieșenii așteaptă ca perla Moldovei să funcționeze, știu ce gândește și spitalul Spiridon, știu și spitalul de recuperare, îl felicit pe domnul Cătrâles pentru că am fost prezenți la respectivul eveniment. Îi doresc domnului primar, așa cum spunea domnul Paler, domnul deputat, să facă tot ce depinde de domnia sa și de guvernarea liberală, pe care o cunosc și de la Iași și de la premier și din toate direcțiile, pentru că, cum bine știți, glumesc acum, mințim și noi poporul cu televizorul în această zonă a Moldovei, îi doresc să reușească în ceea ce își propune pentru punerea în valoare a stațiunii, dincolo de relația domniei sale ca om cu comunitatea, cu sprijinul și pentru cei din Cireșoaia și din toate zonele, cunosc absolut toate evenimentele de aici, îl felicit, cred și urez Consiliul Local și din cealaltă formațiune politică, nu i-am cunoscut înainte nici pe domnul primar, fost baron sau ce mai era domnia sa, dar am auzit că în ultimul rând, toți trebuie să se implice în ceea ce înseamnă mai binele comunității. Iar eu, ca om de media, sper să fiu alături și în următoarea guvernare, am luat cuvântul și acum 4 ani, sper să mai vorbim și peste vreo 3-4, înțelegând prin asta că eu voi fi la fel de sănătos și cu, după 30 de ani de televiziune, încă viu cu media în zona Moldovei. Vă mulțumesc și succes, domnule primar! Îl salut pe domnul primar de Comănești, în egală măsură, și îl felicit pentru perspectiva domniei sale în ceea ce înseamnă munca liberală în Bacău. Mulțumesc! Mulțumim și noi, așa cum este normal. La urmă, pentru concluziile tuturor celor care au vorbit până acum, îl invităm pe domnul președinte al Partidului Național Liberal filial la Bacău, pe domnul primar al orașului Comănești, domnul Viorel Mirons, când spune câteva cuvinte. Și pentru care emoții urmează domnul Vacea. Okay. Mulțumesc frumos! Domnule primar, domnule prefect, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, mulțumesc pentru faptul că m-ați invitat și pe mine astăzi la această ședință deosebită, unică. Dacă dau timpul și eu înapoi, vreo 12 ani în urmă, eram la al doilea mandat. Privim cu încredere spre viitor, ne facem planuri, avem dorințe și proiecte de realizat. Dacă Dumnezeu ne dă putere și sănătate, le vom face pe toate și putem să privim cu admirație și cu mândrie în urmă, văzând că s-au realizat și că putem realiza lucruri mărețe. Este nevoie de o îmbinare a celor care lucrează atât în echipa de Consiliu Local din jurul dumneavoastră, așa cum spune domnul primar de Dărmănești și sunt într-un totul de acord cu tot ce a spus, echipa trebuie să fie unită și să lucreze pentru binele comunității, așa cum a jurat. Am glumit de multe ori cu consilierii mei, deși eu am mai puțin tăi așa în opoziție, dar votează numai în unanimitate. Și am zis, doamne, mai băgați câte o abținere, că o să zică lumea că suntem. Dar dacă noi facem lucrurile pentru comunitate și în interesul comunității, este firesc și normal ca toată lumea să voteze acele proiecte și să se implice în dezvoltarea comunității noastre, comunităților pe care le păstorim. Îl cunosc și eu pe domnul Baciu de mulți ani de zile. Un om cu multă inițiativă, un om care are fază lungă. Bate nu numai la 50 de metri, bate la 50 de kilometri în față și pot să cred că va avea un viitor în administrația locală sau dacă vrea să rămână în continuare în administrația locală sau oriunde va merge, cu șanse foarte mari și cu reușite. Vă doresc succes și, așa cum spunea și domnul primar Dărmănești din nou, trebuie să facem o echipă pe Valea Trotușului și aici, pe Valea Slănicului, să dezvoltăm proiecte împreună, pentru ca întreaga regiunea noastră să poată să se
dezvolte, să se schimbe ceva în bine și discutăm de, în special de zona turismului. Eu am tot insistat și de fiecare dată am comunicat celor care sunt în Parlament și nu numai, și la guvernanți, să oferim posibilitate celor care doresc să se întoarcă acasă, să le oferim finanțări europene pentru a se dezvolta agroturismul pe valea noastră, ținând cont că aici, în Valea Slănicului, Valea Trotușului, este o fostă zonă necooperativizată. Deci, am avut o zonă mai, nu știu, eu zic că privilegiată și pe timpul lui Ceaușescu. Oamenii au avut niște posibilități mai de dezvoltare pe fiecare gospodărie în parte să-și facă el cam ceea ce a putut el, creșterea animalilor, mică agricultură în zona noastră montană, și cred că dacă s-ar pune accent pe acest lucru și dacă se va ajunge vreodată la ceea ce am mai spus, pare o aberație, să putem să oferim fonduri europene cu buletinul ca la Altex. Adică, la Altex ce te duci cu buletinul și îți dă frigiderul, dar ți-l dăm gratis, spune. Cam în felul acesta să ți se poată oferi fonduri europene, iar firmele acelea de consultanță care fac studii de fezabilitate și care trebuie plătite și care ori câștigi proiectul, ori nu-l câștigi, firma respectivă să fie folosită de statul român pentru controlul cheltuirii banilor acordați celor cu acele fonduri europene. Nu-i mare lucru. Se pot acorda. Satele noastre au ajuns într-un stadiu destul de degradat, ca să spunem așa, au rămas doar bătrânii, tinerii sunt plecați afară. Cei care sunt acasă bătrâni nu mai au putere și nici financiară, nici fizică să mai construiască, să mai reabiliteze, să mai facă ceva, iar cei care sunt afară nu ar veni înapoi pentru că nu au posibilități financiare sau nu îi trage inima din cauza că nu știu care ar fi viitorul. Dar i-am putea atrage pentru a dezvolta acest agroturism, să li se pună la dispoziție niște fonduri și cu un contract cadru pe care trebuie să-l respecte, în așa fel încât noi să putem să atragem turiști, pentru că va urma o perioadă foarte grea din punct de vedere al situației în care ne aflăm cu pandemia. Din păcate, cei care sunt dezvoltatori sau care au aceste imobiliare sau care turismul de mare amploare și de mare învergură nu va mai putea să mai meargă chiar atât de bine. Și atunci vom putea să ne dezvoltăm, să atragem turiști în gospodării într-un număr mai restrâns. Îți vine o familie, pe toată Valea Slănicului, spre exemplu, sunt 300, 500, 1000 de case. 1000 de turiști să fie atras în fiecare gospodărie. Puși la dispoziție banii, face investiția și omul vine și își petrece timp aici. Vă mulțumesc frumos. Nu mai zic că trebuie după aceea și agricultura să o revigorăm, că avem și acolo posibilități și în felul acesta putem să spunem că vom putea da înainte. Vă mulțumim frumos și să vă dea Dumnezeu sănătate și putere, domnul primar. Și Consiliul Local. Mulțumim, domnule președinte, și totuși ca emoțiile domnului primar să nu se sfârșească prea curând, o să-i dau cuvântul domnului senator. Ziua de învie. A fost o ultima schimbare de plan. Domnule primar, stimat Consiliul Local, distinși invitați, da, recunosc că am vrut să împart această emoție cu domnul primar, să iau cuvântul înaintea domniei sale, pentru că cred că sunt la fel de emoționat, Gigi, amintindu-mi și ascultând discursurile dinainte și amintindu-mi de
relația noastră și de modul cum am intrat în politică și unul și altul, unii cum continuă, alții cum își mai văd de drum, și aș vrea să fac o trimitere acum directă, mai puțin la zona politică, pe urmă că au vorbit destui politicieni, și să mă refer la o relație personală. Și să-mi amintesc cu drag când ai venit la mine în birou și mi-ai spus că ți-ai dorit să candidezi la Slănic Moldova. Și atunci, bineînțeles, că m-am dus și eu cu gândul la o zi asemănătoare la mine când am fost la cineva în birou și am discutat aceeași problemă. Iată cum lucrurile le rânduiește Dumnezeu și le așează pe făgașul cel bun, spun eu. Pentru că astăzi ne aflăm într-o zi pe care ai așteptat-o 4 ani. Și spun asta știind frământările tale, știind lupta pe care o aveai aici, și totdeauna am spus-o și cred că am mai spus-o și aici la Slănic Moldova când ți-ai prezentat raportul de primar după 4 ani, că m-am regăsit în primul mandat de primar al meu la Moinești, cum te-ai regăsit tu aici la Slănic Moldova. Tot la fel, după o lungă guvernare de o singură culoare și cu problemele care le-am moștenit. Am mers împreună, am trăit mandatul tău de primar în mandatul meu de senator, prin întâlnirile pe care le-am avut și prin, de ce să nu spun, soluțiile pe care împreună le-am găsit. Eu îți doresc să ai un alt fel de mandat astăzi și sunt convins că va fi altfel, pentru că nu mai ești începător, nu? Și să-ți fur vorba, să-ți anticipezi discursul, te-ai calificat deja la locul de muncă și acum ești un primar calificat la al doilea mandat, dar și așteptările cetățenilor și nu numai, că vorbim de orașul stațiune. Și așa cum mi-amintesc că te-am prezentat undeva într-o încăpere de o decizie foarte înaltă, nu vorbim de un oraș, nu vorbim de o comună, nu vorbim de un municipiu, vorbim de perla Moldovei când vorbim. Și aici tot județul trebuie să sprijine proiectul Slănic Moldova să redevină ceea ce a fost. Eu sunt convins că se va întâmpla acest lucru în următorii 4 ani. Contează pe prietenia mea în continuare și îți doresc să șlefuiești această perlă și să strălucească mult mai mult și astfel încât toată lumea să vorbească de perla Moldovei, de Slănic Moldova și de ce nu de județul Bacău și de România. Mult succes tuturor! Domnule primar, aveți cuvânt. Bună ziua și bine ați venit astăzi aici, la acest moment important din viața mea și a comunității din Slănic Moldova. Băiatul Sobarului a ajuns din nou primar. Prima dată. Prima dată părea a fi o întâmplare. Astăzi se confirmă și sunt foarte bucuros și onorat de acest nou mandat. În primul rând, mulțumesc domnului prefect, mulțumesc parlamentarilor prezenți astăzi aici într-un număr atât de mare, mulțumesc primarilor prezenți astăzi aici, mulțumesc preacucernicilor părinți, reprezentanții instituțiilor prezente astăzi aici, mulțumesc colegilor mei din primărie că sunt astăzi aici, mulțumesc celorlalți invitați. Da, domnul prietenul meu, Viorel, 4 ani, 4 luni și 7 zile sunt exact de când am fost învestit cu primul mandat de primar. O perioadă grea, dar o perioadă în care, pe de o parte, așteptările cetățenilor erau foarte mari, dar pe de o parte, problemele și posibilitățile de a rezolva erau reduse. Ne-am confruntat în acești 4 ani cu greutăți. Unele moștenite, altele venite peste noapte. E adevărat că am avut și o situație financiară foarte grea, e adevărat că
resursele, atât financiare cât și materiale, erau foarte reduse. E adevărat că am trecut prin blocaje și financiare, blocaje privind salubritatea, blocaje privind apa, blocaje privind izvoarele. Nu vreau să mă lungesc foarte mult cu ele, vreau să vă spun că peste astea s-au adunat, cine își amintește, în 2016, când am ajuns la primărie, fusese inundațiile din luna iunie și a trebuit să răspundem la remedierea celor probleme. Au venit inundațiile din 2018, cele mai grave din ultimii 100 de ani. Acum suntem de 7 luni, de 8 luni de zile suntem sub această restricție de pandemie. Da, au fost probleme multe și îi mulțumesc bunului Dumnezeu că ne-a ajutat, a dat puterea și răbdarea și de multe ori și sprijinul, întotdeauna sprijinul colegilor mei, atât din Consiliul Local, cât și din primărie. Aș vrea, dacă îmi permiteți, să păstrăm un moment de reculegeri pentru doi colegi de-ai noștri, care astăzi, consilier local, care astăzi nu mai sunt în viață. Doar 30 de secunde. Vă mulțumesc frumos. Este vorba de domnul Cazacu Vasile și domnul Șveț. Dumnezeu să-i odihnească în pace. Aș vrea să mulțumesc pentru că în acești 4 ani și 4 luni, cum v-am spus, am fost susținut zi de zi și am bătut la ușa unor oameni care niciodată nu au păstrat ușa închisă pentru mine și au rupt din timpul lor pentru a mă sprijini. Da, am fost un primar necalificat acum 4 ani și 4 luni, dar am avut prieteni, cum ar fi Viorel Ilie, fost primar și senator în acest mandat. Am avut prieteni și am avut sprijinul lui Toma Constantin, la fel, care fusese și viceprimar și subprefect și are o expertiză, a domnului primar Vieru. Am avut sprijinul colegilor parlamentari de liberali, da, de multe ori am fost la domnul Palăr, de multe ori am rugat-o pe doamna Tudorița Lungu, de foarte multe ori pe domnul Fenechiu, ne întâlneam la ușa Senatului și în calitatea dumneavoastră de șef al biroului politic PNL din Senat, m-a ajutat, al grupului politic, ca să fiu mai exact, m-a ajutat foarte mult. Desigur că, așa ca să vă spun, am intrat în biroul tuturor premierilor României, indiferent de ce culoare politică a fost, pentru că a trebuit să rezolvăm probleme. Și este, poate, a fost un moment în 2018 când nu găseam soluții pentru primăria Sănii-Moldova și familia știe cel mai mult că eram 80% hotărât să-mi depun mandatul. Mă consultam cu Viorel și spuneam ce să fac și spunea luptă și lasă că o să găsească soluții. Și în decembrie 2018, în principal datorită dumnealui, care era atunci ministru și era la guvernare, am primit acel sprijin, nu foarte mare, dar suficient cât să deblocăm situația localității noastre. Noi, practic, funcționăm din ianuarie 2019, moment în care conturile noastre au fost deblocate și nu au mai bătut executorii la ușă. Practic, noi am putut face administrație, nu relaxați, dar puțin mai liniștiți, doar de un an și 10 luni. Mulțumesc în continuare colegilor mei din primărie, în mare număr astăzi aici, frunte cu doamna secretar și ceilalți care au înțeles că trebuie să schimbăm puțin modul de lucru și să ne implicăm mai mult și să obținem rezultate într-un timp relativ scurt, pentru că am avut foarte multe decizii de luat. Mulțumesc că mamei mele, părinților mei, mama care este astăzi aici, v-aș ruga să o aplaudați dacă se poate.
undeva de sus, cred că și tatăl meu este mândru de mine. Mulțumesc familiei mele, soția mea și fiicele mele. Este, Ștefania este aici, mă susține, a venit special. Georgiana, din păcate, e la distanță mare și distanțarea obligă să rămână acolo, dar o salut pentru că o să urmărească acest material. Le mulțumesc pentru că mama mi-a spus întotdeauna, băiete, ai răbdare, ai răbdare și lucrurile se vor așeza și s-a rugat zi de zi pentru mine și rugăciunile ei, sigur, sunt parte a succesului meu. Mulțumesc soției mele și fiicelor mele pentru că chiar dacă au suferit în momentele în care eu luptam pe toate planurile, nu m-au descurajat și m-au susținut întotdeauna. Vă mulțumesc mult și nu vreau să lungesc pe partea asta foarte mult discuția. Aș vrea să trecem la noul mandat. Da, în primul rând trebuie să le mulțumesc cetățenilor din Sărnii Moldova. Până și cei veniți din afară au sesizat că nivelul de pregătire și de percepție a locuitorilor noștri este foarte bun. Respectiv, chiar dacă măsurile de austeritate, chiar dacă s-au scumpit și gunoiul și apa și canalizarea și alte servicii, au înțeles că altfel nu se poate. Și atunci, la alegerile pe 27 septembrie, mi-au acordat încă un mandat, chiar dacă i-am chinuit în ultimii 4 ani și pentru asta îmi cer scuze public, pentru că nu am reușit să fac ceea ce trebuia să fac. Aș vrea să vă spun că mulțumirile mele trebuie să se îndrepte în mod deosebit către domnul profesor, doctor, manager Adrian Cotăleț. Aș vrea să-l aplaudați, vă rog. Tare. De ce am trecut la noul mandat? Pentru că în mare parte și spun public acest lucru, faptul că dumnealui a venit să investească în Sărnii Moldova, faptul că a deschis împreună cu doamna doctor, prezentă și dumneai astăzi, mulțumesc doamna doctor, doamna doctor era pregătită să ducă la un alt eveniment, dar în prima fază am înțeles că nu o să reușiți să ajungeți, dar vă mulțumesc și apreciez foarte mult. Și că sunteți și medicul mamei mele și vă mulțumesc că da, acest centru de permanență și acest mic ambulatoriu care s-a pornit la Sărnii Moldova este un început de dezvoltare a serviciilor medicale și mulțumesc familiei Cotăleț că a înțeles că trebuie să aducem resurse din altă parte să investim în Sărnii Moldova. Nu este un secret, noi nu vom reuși prin veniturile pe care, prin plus valoare pe care o generează localnicii noștri să dezvoltăm această localitate, trebuie să atragem investitori. Și vreau să-i mulțumesc tare mult pentru că a înțeles și a pus în aplicare și a venit cu sufletul și a venit cu resurse financiare și a venit cu conexiunile dumnealui din țară și din străinătate. Și după cum știți, deja Institutul Balneoclimatic Sărnii Moldova este aprobat de Consiliul Local. Sperăm să îl înființăm și rezervarea de denumire și sperăm ca în câțiva ani de zile, apropo de faza lungă pe care sugestiv așa mi-a enunțat-o domnul președinte Viorel Miron și alți colegi, desigur că noi trebuie să vedem cum va arăta localitatea noastră peste 20, peste 50 de ani. Peste problemele obișnuite cu care ne confruntăm, trebuie să avem o viziune. Și această viziune există pentru că avem izvoarele de apă minerală, 6 din ele avem indicații terapeutice, putem să luăm oricând licența de exploatare și pentru 3 dintre ele încă mai avem un litigiu, dar sper să-l clarificăm foarte curând. Nu vreau să intru în detalii. Mulțumesc echipei mele de la PNL. Vă rog să-i aplaudați pe colegii mei de la PNL. Să cer așa un aplauz, nu vă supărați că fac. Acești oameni și-au lăsat interesul personal și au venit în echipa mea, unii dintre ei chiar altruiști, alții cu experiență și cu o mare
un mare bagaj de cunoștințe și care desigur vor contribui în următorii 4 ani la dezvoltarea, la proiecte și la susținerea ideilor, nu neapărat ale mele și ale dumneavoastră, ale cetățenilor și ale tuturor celor care ați făcut deja propuneri pentru localitatea aceasta. Le mulțumesc prietenilor de pretutindeni, pentru că foarte mulți prieteni mei din afară m-au susținut, chiar și în campanie, dar și turiștilor, tuturor celor care ne iubesc localitatea și care cred în potențialul nostru. Acest mandat pe care îl încep astăzi îmi propun să fie un mandat, așa cum vă spuneam, cu o viziune pe termen mediu și lung, să fie un mandat în care să unim valoarea oamenilor din Sălii Moldova. Fiecare cetățean al nostru are o putere, are o valoare și îmi doresc în acest mandat să creștem solidaritatea, unitatea și contributivitatea cetățenilor noștri pentru a rezolva problemele localității. Aș vrea să vă asigur că acest mandat va fi un mandat al investițiilor, atât din partea primăriei, în infrastructură și în celelalte facilități pe care vrem să le dezvoltăm, dar și în lupta mea personală în a atrage investitori. Și desigur că aici aș vrea să fac o paranteză, centrul de tratament medical este un proiect necesar și obligatoriu de implementat în acest mandat. Acest centru de tratament medical a existat, el este acum în domeniul privat. Nu știu dacă mai prezintă interes să-l refacem în aceeași clădire și pe același amplasament, probabil că nu, dar avem deja aprobat pe lista sinteză la Compania Națională de Investiții acest proiect respectiv. Ținem cont de aceste sugestii. În următorul mandat o să pun un accent în continuare, o să continui de fapt accentul pe educație. După cum știți, educația a fost prioritară în mandatul precedent, deja rezultatele se văd, se simt, dar o să continuăm cu creșterea nivelului de educație și, bineînțeles, aș vrea să creștem nivelul de calitate a vieții. Să creștem calitatea vieții în Sălii Moldova, avem foarte multe lucruri de făcut și o să respect sugestia unui oponent al meu politic care a spus ca de la prima casă, de la intrarea în Cireșoaia și până la camping, să dau atenție la toată Valea Stănicului. O să respect, pentru că prin aceasta se recunoaște că Valea Stănicului a fost lăsată deoparte și că eu, băiatul sovarului de la Cireșoaia, mă angajez să facem Valea Stănicului, care este poarta de intrare a localității noastre, să o facem primitoare și să încurajăm, cum a spus domnul primar, toți cetățenii să aibă o cameră, două de închiriat și să poată oferi aceasta potențial de turiști. Aș vrea să închei prin a vă spune că în următorul mandat intru în primărie un primar calificat, e adevărat calificat la locul de muncă, că încă o dată mulțumesc tuturor celor care m-au ajutat în această perioadă și vă rog să rămâneți alături în continuare și să veniți cu sugestii și o să, bineînțeles, o să bat la ușile dumneavoastră să mă sprijiniți. Și e adevărat, oameni buni, oricât am vrea să ocolim, politica este poarta de intrare în administrație, pentru că fără să fii membru de partid sau fără să ai în spate o echipă, ar fi foarte greu să duci la îndeplinire un mandat cu succes. Am folosit la Mănăstirea Cașin un citat din Brătianu, da, care spunea că politica nu este o glumă, politica este ceva foarte grav, pentru că în mâna ta stă soarta comunității. De ce am folosit acest citat? Pentru că fără acești oameni ai noștri liberali și fără susținerea dumnealor și fără susținerea cetățenilor ca viitorul guvern să fie liberal, noi nu vom reuși să dezvoltăm această localitate așa cum ne dorim. Și aș vrea să
le transmit toată susținerea mea în această campanie care urmează, care deja a început, suntem în precampanie, să-i asigur că cetățenii din Sălnii Moldova, eu personal, consilierii mei locali, vom lupta să convingem oamenii din Sălnii Moldova că este bine să avem o administrație liberală. Liberalismul înseamnă plus valoare, liberalismul înseamnă să întorci această plus valoare în comunitate, nu să dai pomană și acolo unde trebuie și acolo unde nu trebuie. Vă doresc mult succes, domnilor candidați în Parlamentul României. Vă doresc multă sănătate tuturor celor de față și cetățenilor, tuturor celor care urmăresc și vizitează localitatea noastră. Sper ca împreună să facem mai mult pentru localitățile noastre, pentru Valea Trotușului, pentru România și împreună să lăsăm în urmă o plus valoare, să lăsăm în urmă lucruri trainice, dar mai ales să lăsăm în urmă o calitate de cetățean, o calitate de coleg de echipă, de vecin, de comunitate, care să se perpetueze în timp și care să dea siguranța unui viitor bun țării noastre. Vă mulțumesc tare mult! Dacă am emoție, aș vrea pe toți musafirii care au venit din afară să mai rămână puțin pentru că ați primit invitația să servim ceva și pe toți cei din sală avem pregătită o cupă cu șampanie pentru consilierii locali și pentru cei de-a locului, să spun așa, deocamdată doar o cupă cu șampanie, dar o să avem ocazia noi între noi să ne întâlnim și să ne bucurăm. Vă doresc încă o dată sănătate și tot ce vă doriți în viață. Numai bine! Mulțumim! Înainte să plecăm, vă rog frumos să-mi dați și mie voi, ca în numele instituției prefecturii, să spun câteva cuvinte înainte de a declara închisă ședința. După cum știți, analiștii sunt cei care vin și îți explică astăzi de ce nu s-a îndeplinit ceea ce ți-au prezis ei cu o zi sau cu câteva zile în urmă. Și acum dați-vă seama, domnule primar, cam câte explicații au trebuit să dea acești analiști când fiul Solvanului a ajuns la al doilea mandat. Vă rog să-l aplaudați acolo. Mai mult decât atât, vreau să vă spun că dumneavoastră, cu politețea și cu modestia care vă caracterizează, ne-ați mulțumit că am fost alături de dumneavoastră aici. Nu, noi vă mulțumim pentru ceea ce ați făcut, pentru Sălnii Moldova și mai ales pentru județul Bacău. Și vă spun acest lucru nu pentru că vreau eu să spun cuvinte mari la adresa dumneavoastră, au spus-o cei dinaintea mea. În schimb, vreau să vă spun o experiență pe care am avut-o de curând. Acum câteva săptămâni a fost în județul Bacău o vizită inopinată a Ministrului Fondurilor Europene și a domnului Ministru al Sănătății. Și cu această ocazie a trebuit să iau legătura cu omologul meu din județul Vrancea. Și după ce am vorbit, am pus la punct detaliile, i-am adresat o invitație de colaborare, normal pe tema turismului, și i-am spus, eu sunt dispus să vin unde ziceți dumneavoastră, fie în județul Vrancea, fie în județul Bacău, vă aștept cu cea mai mare plăcere. La care el, fără să-mi dea voie să mai spun foarte multe lucruri, a zis direct, vin eu la Bacău, în stațiunea Sălnii Moldova. Și acest lucru înseamnă ceva foarte, foarte important, nu numai pentru Sălnii Moldova, nu numai pentru județul Bacău, ci pentru România. Faptul că aici s-a format o echipă care a reușit să parcurgă cursul extrem, extrem de intensiv de administrație locală din primii 2 ani de mandat și după aceea să folosească aceste cunoștințe în ceea ce a devenit după câtva timp un mandat de profesionist, de primar calificat, un mandat de primar care poate preda și altora administrație. De aceea vă îndemn, dragi consilieri și pe dumneavoastră, să aveți în vedere ceea ce vi s-a spus, vi s-a recomandat, și anume faptul că tot ceea ce ține de campanie electorală trebuie să fie considerat de astăzi încheiat. Nu mai sunteți consilieri ai unui partid sau ai altuia, sunteți consilieri ai orașului, sunt în Moldova și împreună cu domnul primar trebuie să faceți o echipă.
Timpul vine peste noi. Nu mai putem aștepta, nu ne mai putem permite să rămânem în urmă. La nivelul județului Bacău, vă dau doar un exemplu ca să avem o perspectivă, sunt alte 93 de unități administrative teritoriale care se bat pentru resursele județene. Imaginați-vă ce ar însemna dacă dumneavoastră nu sunteți un nucleu dur care să poată să își susțină cauza acolo unde este nevoie. Imaginați-vă ce ar însemna dacă la nivel național dumneavoastră nu ați fi avut sprijinul domnului senator Femichiu sau domnului senator Ilie sau domnilor deputați, doamnelor și domnilor deputați lui Ionel Pală și Tudorița Lungu. Probabil că astăzi vorbeam de cu totul și cu totul altă configurație, vorbeam de alte rezultate. Este nevoie de tot ceea ce înseamnă sprijin politic și mai ales de sprijin sufletesc. Și de aceea dați-mi voie să îi adresez și mulțumirile și felicitările mele atât soției dumneavoastră cât și mamei dumneavoastră. Vă felicit! Nu vreau să lungesc mai mult decât este nevoie. Vreau să vă spun doar atât. La nivel local, salut această inițiativă pe care au lansat-o atât domnul primar Toma Constantin, cât și domnul primar Viorel Miron, de a conlucra pentru a dezvolta latura turistică. Mai mult decât atât, nu vă spun decât că la momentul acesta sunt foarte încântat de ceea ce s-a realizat în anul 2019. Imaginați-vă că la Sălnic Moldova au fost 30 de evenimente cu caracter turistic de-a cursul anului. Deci dacă faceți un calcul simplu, înseamnă 2,5 evenimente pe lună. Practic, toată lumea care avea probleme unde să meargă în weekend, găsea întotdeauna un răspuns la Sălnic Moldova. Iar acest lucru înseamnă nu doar intervenție, nu înseamnă doar dedicare, ci mai ales viziune. Și această viziune trebuie, într-adevăr, să continue. Vă felicit pentru aplicarea pe care o aveți pentru educație și am văzut că în mandatul pe care tocmai îl începeți, v-ați propus să dezvoltați acest segment foarte, foarte tare. Ați avut, de partea dumneavoastră, trei corifei, aș putea spune, ai procesul instructiv educativ de la nivel universitar. Normal, se cunoaște prietenia dumneavoastră cu domnul profesor universitar Radu Babei. De asemenea, salut prietenia și colaborarea dumneavoastră cu domnul Adrian Cotărleț și mai mult decât atât, salut și colaborarea dumneavoastră cu domnul profesor universitar Marius Tamate, care a fost unul dintre consilierii și sfătuitorii dumneavoastră apropiați. Acest lucru s-a văzut și sunt sigur că va avea ecou și în mandatele pe care le veți avea. Dacă ați reușit atâta în 4 ani, 4 luni și 7 zile, imaginați-vă ce puteți face în 40 de ani, 4 luni și 7 zile. Nu cred că va fi tristețe, nu cred că va fi durere, nu cred că va fi altceva, ci doar o mânie justificată de partea doamnei Paciu, că tot ceea ce înseamnă administrație va răpi soțul de acasă. În schimb, vreau să mai spun încă un lucru. Am discutat cu domnul primar de mai multe ori și am văzut că el încearcă să aducă la lumină tot ceea ce a însemnat identitatea locală. Și am discutat cu el despre reînvierea practicii care se va face în jurul carierei de la Cireșoara. Domnule primar, vă doresc spre sfârșitul discuției de astăzi să faceți o comunitate la fel de puternică ca acea piatră celebră de la Cireșoara, din care s-a făcut al celebrul monument și se vor mai face probabil și alte monumente. Mai mult decât atât, vă doresc să vă păstrați acest trend și să creați o identitate locală, astfel încât, atât cei din Sălnic Moldova, cât și noi ceilalți care vom veni, să spunem întotdeauna că Sălnic Moldova nu este doar perla Moldovei, ci este locul unde ne simțim acasă. Vă mulțumesc, declar ședința de astăzi. Am uitat să s-o apreciez pe doamna deputată, domnul, cer scuze. Oameni buni, dacă doamna deputată, dacă domnul senator nu votau guvernul liberal condus de Victor, de Ludovic Orban, mă cuprind de emoție, dacă nu ar fi votat, noi nu am fi avut asfalt pe Valea Sălnicului. Vă asigur de acest lucru.
100%, da? Și vreau să vă mulțumesc, doamna deputat, să vă doresc succes și împreună cu echipa noastră liberală să avem o poveste frumoasă pe care să o spunem și după 6 decembrie. Multă sănătate și lipsi de politețe, dar asta este trebuia să fac această precizare. Vă mulțumesc. O zi bună tuturor. Invitația dumneavoastră. Haideți să fac o poză că se scuze. Să o poză. Thank you.